Șoc la Consiliul Județean Buzău, Cristi Bâgiu a revenit în această dimineață la conducerea instituției. Prima măsură a fost convocarea unei ședințe cu directorii din subordine. Apoi, pentru a stăvili solicitările numeroase din partea presei, Bâgiu a convocat după prânz o conferință de presă în care a precizat motivele care l-au determinat să revină la șefia CJ Buzău. Fără putem vorbi pe două aspecte, juridic și administrativ. Din punct de vedere juridic, în acest moment sunt în control judiciar. Am trei restricții, aceea de a nu părăsi țara, de a mă prezenta în instanță ori de câte ori sunt chemat și de a nu lua legătura cu martorii din rechizitori. Din punct de vedere administrativ, îmi este permis să-mi reiau munca, ceea ce am făcut astăzi. Mai multe amănunte, vom face probabil o conferință ulterioară după ce văd și eu care este situația în Consiliu. Din punct de vedere uman, cât este de important pentru dumneavoastră faptul că puteți reveni la o activitate pe care ați avut-o și înainte și... Nu cred că putem vorbi din punctul meu, spunem, de vedere, bani, din punct administrativ îmi este permis să fac acest lucru. Iar legat de ce vom face, dacă am înțeles bine întrebarea dumneavoastră, după ce o să am o discuție cu toate direcțiile, am început încă de astăzi, putem, probabil la începutul săptămânii viitoare, vom face altă conferință de presă și vom discuta în amănunt despre problemă. În scurta declarație făcută jurnaliștilor, Cristi Bâgiu a precizat că s-a întors pe scaunul de președinte cu gândul de a duce la bun sfârșit proiectele abandonate după arestarea sa din decembrie 2014. Am discuții cu directorii direcțiilor legate, e o perioadă destul de lungă în care am lipsit și mă interesează stadiul proiectelor care sunt în, sau mai bine spus, tuturor problemelor care sunt în Consiliu. În această oră. Vă mulțumesc. V-am spus, luni vom putea face... Luni, la începutul săptămânii viitoare, după ce voi cunoaște situația clar, vom putea face un comentariu mai amplu despre ce este în Consiliu. Da, vă mulțumesc. Ar fi legat de faptul că suntem convinși că ați fost la curent cu ceea ce cu activitatea Consiliului de Țean, lipsa dumneavoastră, dacă aveți ceva de punctat sau un proiect. Nu, chiar nu am fost la curent cu ce s-a întâmplat în Consiliu în lipsa mea. Într-adevăr, sunt lăsate proiecte importante, adică am lăsat începutul proiecte importante și vreau să văd care este situația. Și al doilea, cu câți angajați din Consiliul Județean nu aveți voie să luați legătura? Trei angajați. Că mai aveți o cartea în PSD, Buzău? Nu am. Acum, orice dialog îl vom avea. L-am luat din punct de vedere administrativ, din punct de vedere politic, nu mai am ce comenta în acest moment, nu sunt membru al niciunui partid. Din punct de vedere legal, Cristi Bâgiu n-are nicio restricție în a reveni pe postul de președinte al Consiliului Județean. Conform încheierii de ședință publică din 6 iulie 2015, pronunțată de către Tribunalul Călăraș, în cauza care îl privește pe președintele Consiliului Județean Bâgiu Marian Cristinel, s-a dispus măsura controlului judiciar, fapt ce a dus la încetarea ordinului prefectului privind suspendarea din funcție a domnului Bâgiu Marian Cristinel pe perioada arestului preventiv. Cu alte cuvinte, legal, domnul Bâgiu are voie să se întoarcă în funcția de președinte al Consiliului Județean? Conform dispozitivului încheierii de ședință din 6 iulie 2015, domnul Bâgiu Marian Cristinel se întoarce pe funcția de președinte al Consiliului Județean, exercitându-și mandatul în condițiile impuse de încheierea de ședință. Revenirea în funcția lui Cristi Bâgiu a fost posibilă după ce judecătorii de la Tribunalul Călăraș au decis înlocuirea măsurii preventive a arestului la domiciliu cu cea a controlului judiciar.